În era digitală, tot mai multe primării încearcă să țină pasul cu tehnologia și au creat pagini pe rețelele de socializare unde comunică permanent cu cetățenii și postează anunțuri, fotografii și chiar filmulețe de la activitățile organizate. Cum se desfășoară dezăpezirea în localitate, ce nemulțumiri au cetățenii sau când se acordă subvențiile pentru agricultori, toate se află acum de pe Facebook. Consultarea cetățenilor nu se mai face la căminul cultural, ci în mediul virtual, iar problemele sunt mai repede rezolvate. În 4 luni de când și-a creat pagină pe Facebook, primăria Sălcioara din Ialomița are deja 400 de prieteni în spațiul digital, adică aproape un sfert din populația comunei. Am făcut o ședință publică pe Raș și una pe Sălcioara, exact după perioada viscolului. Și am discutat cu cetățenii cu privire la, în afară de situațiile de urgență pe care le-am avut pe raza localității, și cu privire la, va veni cât de curând, dezbaterea pentru bugetul pe 2017 și ne-am adus oamenilor la cunoștință ca să le adunăm câteva idei, să vedem cam ce ar dori ca să facem, să prevedem un buget pentru bunul mers al localității. Aici postările de la dezăpezire, aici în fața școlii de la Sălcioara, sunt destule like-uri. Această formă de comunicare cu cetățenii este una pentru secolul 21, să zic așa, pentru că chiar dacă suntem la țară, toți oamenii apelează la această sursă de informare și este mult mai rapidă, mult mai la îndemâna tuturor, și o ședință publică, dacă este anunțată cu o săptămână înainte pe un site de socializare, are mai multă priză și oamenii sunt mai informați și mai repede, este mai utilă informația de pe site-urile de socializare și de pe Facebook decât atunci când ar trebui să citească un anunț de la primărie. Sătenii au învățat să folosească noua tehnologie și urmăresc pagina online a primăriei. Așa știu ce se întâmplă la instituție, la orice oră din zi și din noapte. Eu, cel puțin una, dacă am ceva să întreb, nu mai mă deplasez până la primărie și întreb pe Facebook. De salarii, de, mă rog, ce ne doare pe fiecare. Pun copii, domnule, și intră. Dar cred că copiii, da, intră. Copiii intră și da. Ce vă spun? Le spun să vedem cum e activitatea aici. Activ pe internet este și primarul din Perieți. Aproape 300 de săteni au dat deja like paginii de Facebook a edilului. Comunicarea virtuală face administrația locală mai eficientă, spune primarul. În satul Mizleanu a fost o pană de curent. Mai mulți cetățeni m-au sunat, iar eu le-am recomandat numărul de telefon 0243929 pentru ca acest mesaj să fie înregistrat în localitatea respectivă, iar echipa de intervenții să se pună în mișcare către acea zonă. Și bineînțeles că în câteva ore această problemă a fost rezolvată. Este foarte eficient. În momentul în care îmi doresc să construiesc ceva, întreb și pe cetățeni. Spre exemplu, ultima dată i-am întrebat dacă își doresc construcția unei capele. Părerile au fost împărțite, dar până la urmă rezultatul a fost pozitiv și ei își doresc acest lucru. Foarte mulți copii, ei mă întreabă, domne, dar nu construiți un parc? O să puneți luminițe de Crăciun? Unde o să puneți? Cei mai în vârstă au cele mai frecvente comentarii. Sunt persoane care sunt undeva peste 60 de ani și ei îmi dau sfaturi. Domn primar, e bine să facem și un dispensar în satul Păltiniș pentru că n-avem, este bine să mai rezolvăm ceva cu problema gunoaielor și așa mai departe. Câte like-uri aveți pe o postare? Minim 200 de like-uri. De când audiențele sunt online, sătenii sunt permanent în legătură cu aleșii și nu ezită să îi laude sau să posteze comentarii critice atunci când sunt nemulțumiți de activitatea lor. Da, e mai rapid. E mai rapid și nu știu cum să vă spun, dar sunt luate în calcul solicitările foarte repede. Acum câteva zile a fost o problemă cu curentul electric și s-a rezolvat foarte rapid. Pentru că ne ajută mult tehnologia. Îi trimit și anumite fotografii care sunt în teren, adică, spre exemplu, îi arăt ca să vadă și să ia măsurile care trebuie să... De moment. Întrebăm pe Facebook ce mai faceți, domn primar, totul e bine la noi,
mergem înainte cu dumneavoastră. Nu ne ducem la primărie, numai când e probleme să plătim impozii, ceva mai grav. În rest, postați pe? Pe Facebook. Vă descurcați cu tehnologia asta? Da. Binișor. Binișor, foarte binișor. Cineva m-a întrebat, zice, domnul primar, este o problemă, nu merge apa. Nici eu nu știam care e situația. La rândul meu, tot pe Facebook l-am întrebat pe băiatul de la apă. I-am zis, ce facem? În cât timp rezolvăm problema? El spune, domne, este o problemă cu pompa, în maxim 30 de minute se rezolvă. Eu am dat răspunsul pe care l-am primit de la el, l-am dat mai departe. În 30 de minute o să... această problemă o să fie rezolvată. Și tot așa, Facebook-ul ne ajută foarte mult, este ceva eficient. Rețelele de socializare au devenit o oportunitate pentru autoritățile locale din Ialomița. Așa îi pot informa mai repede pe cetățeni despre activitatea lor și o implică în rezolvarea problemelor localităților pe care le administrează.